anuncul lui Tudorel Toader în privința MCV, mesajul care poate stârni un nou scandal în justiție. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat joi, la întâlnirea cu delegația misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul MCV, ce sublinierea ar dori ca mecanismul de cooperare sublinierea verificare să se limiteze la domeniul său de aplicare fără a fi exportat în alte categorii de mecanisme, precizând ce obiectivul programului de guvernare rămâne ridicarea MCV până la preluarea presubliniere din cei Consiliului Uniunii Europene. Apreciem deschiderea către dialog constructiv sublinierei cooperare pe care atât membrii delegației de evaluare, cât sublinierei reprezentanții de cel mai înalt rang de la nivelul Comisiei Europene au demonstrat-o sublinierei vă asigur de acea sublinierei deschidere către dialog din partea Ministerului Justiției sublinierei Guvernului României. Subliniere dori ca MCV-ul să se limiteze la domeniul său de aplicare sublinierei la obiectivele pentru care a fost instituit, fără a fi exportat în alte categorii de mecanisme. Obiectivul nostru sublinierei al programului de guvernare rămâne ridicarea MCV anterior prelurii de către România presubliniere din cei Consiliului Uniunii Europene, a spus Toader, citat într-un comunicat al MJ transmis joi Ager Press. Ministrul a subliniat totodată caracterul constructiv al întâlnirilor de la Bruxelles, Strasbourg sublinierei bucure subliniere ti avute cu înalții oficiali ai Comisiei Europene sublinierei cu membrii ai Parlamentului European. Sursa citat precizează ce joi dimineața a avut loc o primă întâlnire la sediul Ministerului Justiției cu delegația misiunii de evaluare, la discuții participând ministrul Tudorel Toader, secretarul de stat Marieta Safta sublinierei Sebastian Costea, consilier personal al ministrului, împreună cu o delegație a MJ la nivel tehnic. Delegația misiunii de evaluare, condus de Julien Mousnier, subliniere fulunit CICC în sublinierei securitate din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, a fost format din Jeanne de Jaeger, Maria Arsenă din partea Secretariatului General al Comisiei, Ingo Eustenfeld din cadrul DG Just sublinierei Irina Ștefuriuc din cadrul DG Home. În cadrul întâlnirii s-a prezentat, pe scurt, stadiul celor 12 recomandări din cadrul raportului de evaluare publicat la data de 15 noiembrie 2017, cu accent pe tematici cunoscute, precum procesul de punere în acord a legilor justiției cu deciziile Curții Constituționale, activitatea sublinierei rezultatele Consiliului de Management Strategic sublinierei organismelor aferente, stadiul de implementare sublinierei monitorizarea strategiei de dezvoltare 2015-2020 sublinierei au fost punctate progresele înregistrate cu privire la o serie de recomandări, recunoscute deja la nivelul Comisiei, în special cele privind activitatea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate sublinierei sistemul Prevent, se menționează în comunicat. O a doua întâlnire cu delegația misiunii de evaluare a vizat discutarea demersurilor de modificare a codului penal sublinierei a codului de procedură penală.
Ministerul Justiției precizează că la această reuniune interinstituțională s-a discutat despre progresele înregistrate de România în cadrul recomandărilor 3 sublinierei 4 din raportul MCV, despre demersurile de modificare a codului penal sublinierei a codului de proceduri penal sublinierei despre procesul legislativ, fiind subliniat important ca unui proces inclusiv de consultare a tuturor factorilor interesați. Ministerul Justiției a înaintat guvernului, care a sublinierei aprobat pe parcursul anului 2017, două proiecte de lege pentru modificarea codului penal sublinierei a codului de proceduri penal, precum sublinierei a altor dispoziții din domeniul penal, care se află la Comisia Special Comună a Camerei Deputaților sublinierei Senatului pentru sistematizarea, unificarea sublinierei asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției. Un proiect are în vedere transpunerea unor directive ale Uniunii Europene, fiind esențial adoptarea acestuia de către Parlament, în regim de urgență, pentru a evita o procedură de infringement. Celălalt proiect prive subliniere de punerea în acord a codului penal sublinierei a codului de proceduri penal cu deciziile Curții Constituționale, a arătat ministrul Justiției, citat într-un comunicat de presă al MJ. Potrivit sursei citate, reprezentanții sistemului judiciar au prezentat demersurile instituționale efectuate cu privire la cele două proiecte. Totodată, acești sublinieri a sublinierei au exprimat preocuparea referitoare la o serie de propuneri vehiculate în spațiul public, în acelea sublinierei timp cu disponibilitatea de a participa constructiv la dezbaterile din forul legislativ. La aceste discuții au participat din partea Ministerului Justiției Tudorel Toader sublinierei secretarul de stat Marieta Safta, împreună cu o delegație la nivel tehnic, din partea ANCJ, Iulia Cristina Tarcea, presubliniere dinte, sublinierei judectorul Mirela Sorina Popescu, din partea CSM, procurorul Codru Colaru, vicepresubliniere dinte, judectorul Nicoleta Bâng, judectorul Lia Savonea, Laura Ceh, sublinierei F Serviciu Afaceri Europene sublinierei Relații Internaționale, sublinierei Alina Berbulescu, personal de specialitate juridic asimilat judectorilor sublinierei procurorilor, Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale sublinierei Programe, din partea PGJ, procurorul Irina Cuglai, din partea Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruca Covesi, procuror sublinierei F, din partea DICOT, Ioana Alban, procuror sublinierei F adjunct, sublinierei din partea Camerei Deputaților, presubliniere din Telecomisiei Juridice, de disciplin sublinierei Municii, Eugen Nicolicea.